Bună seara, bun găsit la o nouă emisiune. Se apropie sărbătorile și încercăm să fim mai fericiți, facem eforturi să fim fericiți. Este și asta o luptă pe care o are fiecare dintre noi, dacă este să fim sinceri cu noi înșine. Încercăm să vedem ce este fericirea și mai ales ce este sănătatea mentală, spre care tindem cu toții, încercăm să ne înțelegem mai bine și să ne tratăm problemele, traumele de toate felurile, iar pentru acest lucru este important să știm că psihologii există, sunt alături de noi și ne pot fi cei mai buni prieteni. Un astfel de psiholog avem în această seară invitat la emisiunea noastră, este vorba despre Mădălina Stanca, pe care o puteți găsi și la spital, este deschis cabinetul pentru toată lumea care are probleme. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Și bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație! Care este activitatea pe care o aveți în spital? Pentru ca lumea să înțeleagă mai bine ce face un psiholog și care sunt lucrurile pe care ar trebui să le cunoască înainte de a se prezenta la un medic. Mă aflu în acest cabinet cu recunoștință în calitate de psiholog clinician, dar și psihoterapeut sistemic, familie și cuplu, iar pacienții care accesează serviciile noastre vin fie în scop terapeutic pentru consiliere, terapie de scurtă durată, fie în scop de psihodiagnostic și tratament, solicitând evaluări psihologice pentru comisia de handicap sau comisia de expertiză medicală, fie solicită fișa de evaluare psihologică tip A8 pentru Comisia de Expertiză a Copiilor cu Dizabilități în vederea orientării școlare sau a planificării serviciilor de intervenție pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Așadar, foarte multe. Într-adevăr, este o solicitare din ce în ce mai mare, dar ne bucură să vedem că avem oameni deschiși pentru dezvoltare și pentru corectarea anumitor deficiențe sau pentru întărirea a ceea ce este bun în dumnealor. Psihologul trebuie să fie un prieten. Trebuie să mergi la psiholog în ideea că ți se va păstra confidențialitatea cu privire la absolut tot ce spui. Absolut, confidențialitatea este prima regulă și foarte importantă a terapiei sau evaluării pe care o faci cu pacientul tău. De asemenea, alianța terapeutică are un rol foarte important în acest demers de diagnostic, psihodiagnostic sau vindecare. Cum venim la psiholog? E vorba și de trimitere, de programări? Este recomandabil să facem programare pentru a putea accesa acest serviciu. Avem un număr al spitalului unde pacienții pot suna și ne pot... Vă pot contacta ca să stabilească exact. Da. De obicei, pacienții vin cu bilet de trimitere de la medicul de familie către medicul specialist, iar medicul specialist îi îndrumă către noi prin scrisoare medicală. E mai simplu așa. Aș vrea să discutăm puțin despre faptul că la psiholog ar trebui să meargă în principiu toată lumea, de la copii până la adulți. Fiecare dintre noi are o traumă sau mai multe, fiecare dintre noi are o problemă. Nu vorbim neapărat de autism, vorbim de multe alte suferințe pe care uneori nu știm nici să le identificăm, cu atât mai puțin să le tratăm. Într-adevăr, psihologia este un tărâm magic care cere foarte multă prezență, este un act creator înalt, necesită procesare, sinceritate și mă bucur să lucrez și sunt recunoscătoare fiecărui pacient care vine și aduce cu sine experiența sa de viață în practica mea profesională. Învățați unul de la altul. Oh, absolut, absolut. Eu n-aș fi cine sunt fără toate aceste experiențe. Dar cum știi că ai nevoie de psiholog? În general, se întâmplă să nici nu știi că ai nevoie de serviciile
terapeutice ale unui psiholog. În foarte multe cazuri întâmpinăm recomandarea unui prieten, unui membru al familiei. Se întâmplă să se ajungă în cabinet cu un pacient identificat care prezintă anumite probleme de comportament sau conduită, să zic, și să observăm și să invalidăm această supoziție și să observăm că, de fapt, aș da un exemplu, copilul prezentat este doar un simptom ale problemelor din familie și este recomandat să aducem în terapie întreaga familie sau să verificăm unde este de fapt pacientul care are mai multă nevoie de echilibrare. Problema pare mult mai complexă. Într-adevăr, psihologia și psihoterapia este o abordare extrem de complexă și necesită o viziune sistemică a situației. Importanța sănătății mentale, mai ales în ultimii ani, în România a fost accentuată și a fost recunoscută, dacă este să ne gândim mai bine, pentru că până acum totul era legat de mentalitate, de prejudecăți. Încă sunt și acum foarte mulți români care nu trec peste prejudecăți. Însă, din fericire, sunt și cazuri de oameni care, din ce am înțeles, își aduc copiii și preventiv și pur și simplu pentru consultații, ca să ceară o opinie, să încerce să prevină anumite probleme care pot să apară. Într-adevăr, tot timpul am spus că noi, ca și părinți, ar fi fost minunat dacă ni s-ar fi dat un ghid de creștere a propriilor copii și atunci când nu mai gestionezi o situație sau îți dorești pur și simplu să observi cât de bine se îndreaptă educația ta în ridicarea în alt calitativ a funcționării vieții copilului, se întâmplă să ceri și opinia unui specialist. Și chiar foarte bine, pentru că de multe ori auzi, lasă că am mai crescut și eu copii și știu cum e, ce trebuie să te uiți în cărți sau să mergi la doctor. Dar nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Da, nu este chiar așa și aș putea să și aș dori să subliniez că această sănătate mentală este esențială pentru starea de bine generală și este la fel de importantă ca și starea de sănătate fizică. Neglijarea stării de sănătate mentale are consecințe pe mai multe planuri, atât individual cât și social, și generează într-adevăr costuri imense. Atunci când te bucuri de o stare de sănătate mentală, poți valorifica abilitățile și resursele individuale, poți face față și te poți raporta rațional la situațiile solicitante uzuale, poți fi productiv, poți trăi propria viață conștient și prezent, bucurându-te de propria ta interacțiune cu ceilalți. Poți să fii fericit, practic. Fericit, într-adevăr. Și cred că ăsta e un obiectiv esențial și minunat al scopului. Sunt atâția în viață. Exact. Sunt atâția oameni perfect sănătoși din punct de vedere fizic, dar care după o depresie se sinucid și te gândești, de fapt, care a fost problema. Nu o poți identifica. Da, tocmai asta aș vrea să subliniez, că sănătatea mentală înseamnă mai mult decât absența unei afecțiuni psihice. Adică faptul că nu avem un diagnostic pus sau nu administrăm un tratament farmacologic nu înseamnă că avem o sănătate mentală impecabilă. Putem fi păcăliți. Și prevenția atunci are un rol important, și anume igienizarea și analiza propriilor gânduri sau gândurile noastre recurente, felul cum ne adaptăm la situații noi sau stresante, precum și antrenarea pentru reziliența psihică, asta ca să putem să funcționăm optim, indiferent de ceea ce ne este dat să trăim.
Ce persoane vin de obicei să ceară sfaturi? Asta mă gândesc acum mai mult la mentalitate. Mă gândesc eu, nu știu dacă e așa, că mai mult tinerii se adresează psihologului. Cei mai în vârstă nu știu dacă sunt conștienți sau dacă recunosc valoarea terapiei. Surprinzător, accesul la informație permite tuturor accesarea serviciilor psihologice și asta este îmbucurător. Într-adevăr, niciodată până acum cunoașterea medicală nu a fost atât de dezvoltată, dar niciodată se pare că oamenii nu au avut atâtea tulburări emoționale și boli psihosomatice ca până acum. Stresul mult mai mare. Stresul mult mai mare. Într-adevăr, depresia rare ori atingea copiii. Astăzi, în schimb, sunt foarte mulți copii deprimați sau fără bucuria de a trăi. Nu este ceva neobișnuit să depistăm adulți stresați, însă în prezent întâlnim copii și tineri efectiv copleșiți de factorul stres. Care ar fi simptomele? De exemplu, cum tragem concluzia că un copil este copleșit și că nu se bucură de adolescență sau de copilărie? În general, observăm tendința spre izolare, agitație, nervozitate, anumite somatizări, dureri de cap, presiune toracală, transpirații. Sunt mai multe simptome care conduc spre identificarea unui disconfort general. Există și o colaborare, mă gândesc, între medicii de pe medicină internă, să zic, de exemplu, și psiholog, pentru că sunt simptome care te fac să te gândești că ar trebui să mai discute și cu altcineva. Da, absolut. Colegii noștri din spital, medicii specialiști, ne solicită în foarte multe cazuri și ne roagă să facem o expertiză amănunțită asupra comportamentelor sau asupra trăirilor pe care le resimte copilul, pentru că de multe ori analizele nu identifică nicio afectare medicală. Există și părinți care se tem să aducă micuții la psiholog de frica etichetelor, prejudecăților? Da, dar nu numai părinți. Există foarte mulți oameni care refuză să-și ofere acest ajutor sau acest beneficiu de frica să nu fie stigmatizați. De obicei, noi încă mai avem greșeala de a confunda psihiatrul cu psihologul și atunci se păstrează o rezervă în ceea ce privește accesarea prezentării la psiholog. De frica unei etichete de nebun. Exact, exact, da. Dar care este diferența pentru toată lumea între psiholog și psihiatru? În primul rând, psihologul lucrează cu emoția. Psihologul identifică stările emoționale, analizează gândurile și ideația pacientului. Nu ține de patologie. Psihologul nu inferează cu această latură. Trebuie totuși sublinia faptul că nu e rău să mergi nici la psihiatru dacă este necesar. Dimpotrivă, chiar e cea mai bună idee. Absolut. Este recomandabil ca prima prezentare să o aibă în fața unui psihiatru pentru a primi un diagnostic cert, iar ulterior să se poată analiza spre ce acțiuni trebuie să meargă. Facem o scurtă pauză și revenim. TISA Event Ismana te invită la Revelion 2023. Fă-ți rezervare la numărul de telefon 0737 750 342 și vei avea parte de un Revelion de neuitat. Revelion 2023. Invitată să întrețină atmosfera este Nina Predescu. Sunt Nina Predescu.
Vă invit să petrecem împreună trecerea în 2023 la pensiunea Tisa Events Tismana. Invitat special, Olguța Berbec. Sunt Olguța Berbec și vă anunț cu bucurie că în noaptea dintre ani de Revelion voi cânta la sala de evenimente Tisa din Tismana. Candy Barul vă va sta la dispoziție, dar și platforma foto-video selfie 360 de grade, noul trend pentru evenimente. Tisa Event Tismana te invită la Revelion 2023. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Vino și califică-te în unul din cele 10 sedii ACCRC internațional din țară. Portofoliul nostru de cursuri este pregătit pentru tine. Avem o gamă largă de peste 150 de cursuri pregătite să te inițieze în noua ta carieră de succes. Fie că dorești să pornești o firmă sau vrei să înveți tainele bucătăriei sau contabilității, noi îți stăm la dispoziție. La final vei primi diploma recunoscută de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Relații la sediul din Târgu Jiu, județul Gorj, strada Traian, bloc 9, birou 4, parter, la numerele de telefon 0353 418580, 0761 909534 sau pe www.accrcinternational.com. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizată cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră, personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului, monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Ai probleme cu vederea? Oviral Optic păstrează sănătatea ochilor tăi și va aduce bucuria reducerilor de preț de până la 50% la toate produsele în limita stocului disponibil. Oviral Optic vă oferă consultații gratuite făcute de specialiști. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 35, zona Parâng, lângă stația de taxi și la numărul de telefon 0722 570 579. Oviral Optic are grijă de ochii tăi. Bună ziua, băieți! Bună ziua, doamne! La revedere!
colectează în sacul galben hârtie, plastic, doze de aluminiu. Prin reciclare, deșeurile prind viață. Participă și tu. Mediul înconjurător depinde și de tine. Mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă gama variată de motofereastrăe Stihl, dar și ofertele speciale pentru toate motouneltele Stihl în complex Eurosport. Plus gama completă de accesorii, consultanță tehnică, servicii în garanție și postgarantie. Pentru mai multe detalii, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport din Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc A, parter și complex Eurosport, Calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Stihl, pregătit pentru orice provocare. Viena Medical. Viena Medical oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde: neurologie, neurochirurgie, cardiologie, diabetologie, ORL, pneumologie, ortopedie, psihiatrie, medicină internă, chirurgie vasculară și generală, urologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, nefrologie și gastroenterologie. Acum și în Târgu Jiu, laboratoarele Regina Maria vin în ajutorul sănătății dumneavoastră cu un pachet de peste 1600 de analize, inclusiv litotriția extra corporală. Sunt doar câteva motive să alegi cu încredere echipa Viena Medical. Așteptăm în Târgu Jiu, strada Bicaz, numărul 48, bloc 48, parter, sau pentru programări la telefon 0721 259 999 și 0353 56 56 56. Ne-am întors la partea a doua a emisiunii ca să continuăm discuția cu psihologul Mădălina Stanca. Este important, spuneam noi, să avem o sănătate mentală foarte bună. Este foarte important să știm, de exemplu, cum să comunicăm cu copiii noștri. Cred că fiecare mamă care ne privește acum se gândește că, dincolo de partea asta medicală, care nu place nimănui, să fim sinceri, că îți inspiră anumite lucruri, trebuie să știi să-ți asculți copilul și să înțelegi ce spune. Mie asta mi se pare incredibil de greu. Da, într-adevăr, și rolul de mamă poate confirma aceleași sensibilități pe care le accesez și eu la rândul meu. În primul rând, trebuie să înțelegem că un copil are nevoie de iubire. O iubire sinceră și necondiționată. Și e foarte important ca acest copil să știe că este iubit, acceptat, să simtă și să știe, pentru că de multe ori spunem, da, dar eu îl iubesc și fac tot efortul pentru el și îi dăruiesc absolut orice îmi cere. Dar cred că foarte important este să identificăm și să ne asigurăm că acest copil simte realmente iubirea noastră. E foarte greu la o națiune care a trecut de la bătaia eruptă din rai la comunicarea cu copilul, ce mai faci, cum te simți, la ce te gândești. E foarte dificil pentru noi ca generație de mijloc să trecem de la una la alta. Da, într-adevăr, nu este un rol ușor, dar nici imposibil. Clar. Pentru că ne putem educa și e foarte important să nu mai mergem pe acele premise vechi, pe acele rigidități mentale pe care le-am dobândit.
Și mai apare și discuția cu bunicii, pentru că una este mama, una este rigoarea din casa părintească și altceva la bunici și aici apar, pe lângă conflictul între generații, și alte discuții. Da, într-adevăr, parcă mi-ai citit din casă, bunicii au o toleranță specifică. În ciuda faptului că poate pe proprii copii au crescut cu mai multă rigurozitate sau au fost cu niște impuneri clare, cu nepoții nu mai stau lucrurile așa și există o permisivitate dusă dincolo de limite și atunci copiii normal că nu mai știu să delimiteze unde sunt regulile, unde se aplică, unde nu mai sunt aplicabile. Ce facem în cazul ăsta? Ce fac mămicile care au copii mai mici? E foarte greu, mi se pare foarte dificil. Dincolo de toate cărțile care au apărut, dincolo de ce citești în revistele de specialitate, dincolo de discuțiile și emisiunile astea, e foarte greu să știi unde să pui stop, unde să spui nu. De multe ori nici nu cred că putem identifica unde este acel moment de stop. Important este să-ți asculți sufletul, iar noi ca și părinți suntem însestrați cu o putere divină care ne ajută să facem în așa fel încât copilul nostru să fie condus către un bine suprem. E important și să nu fie răsfățat, să nu dăm în partea cealaltă. Normal, răsfățul de fapt aduce niște conduite negative. Pentru că în astfel de tratamente copilul crede că totul i se cuvine, iar când nu i se poate satisface o anumită nevoie, devine frustrat, devine agitat, crede că este tratat incorrect. Foarte mulți părinți se plâng de diferența între viața reală și viața virtuală. Tot ce înseamnă Facebook, TikTok și așa mai departe. Da, într-adevăr, mediile de informare ne seduc cu stimuli rapizi și gata preparați și noi toți, nu numai copiii, noi toți am devenit iubitori de acest fast food emoțional, suntem transportați fără să facem foarte mare efort într-un tărâm prefabricat care nu este deloc inofensiv și acest bombardament acționează asupra unui aspect al subconștientului numit psihoadaptare, care ce face? Mărește nevoia de plăceri în viața noastră. Artificiale. Artificiale, bineînțeles. Și asta generează nemulțumire, frustrare, instabilitate, personalități fluctuante. Și uite că am creat o societate de nemulțumiți. Este și o oarecare dependență, atât la copii cât și la adulți. Oh, da, sigur că da, pentru că intră în rutina noastră și făcând asta repetitiv, normal că ne obișnuim cu aceste comportamente de accesare. Ce ar trebui să facem? Să ne limităm. Greu de făcut chestia asta, ușor, dar greu de făcut. Printr-un act de voință, voluntară se poate. Este foarte important să ne impunem. Am întâlnit foarte multe persoane în ultimul timp care și-au dezactivat aplicații de socializare de pe telefon pentru a limita pierderea timpului sau utilizarea timpului liber navigând pe aceste aplicații. Americanii vorbesc despre timpul de calitate pe care îl petrec. Da. Probabil că trebuie și noi să importăm povestea asta. Într-adevăr, trebuie să și importăm, să și aplicăm și să ne acordăm o atenție sporită timpului nostru liber și foarte important să fim foarte atenți la dozarea timpului de muncă și a oferirii unui timp de relaxare. Noi credem că după muncă, dacă stăm pe aceste aplicații, ne oferim o odihnă pasivă. Dar, de fapt, consumăm energie și ne împovărăm cu niște imagini care rămân în procesare.
Și gânduri, care rămân și ele și în procesare. Gânduri care ruminează, care la rândul lor stimulează declanșarea unor emoții. Și ne trezim cu niște stări emoționale pe care nu le înțelegem, cu o anumită iritabilitate, cu o stare de plictiseală și ajungem să ne întrebăm oare de ce? Practic, lumea virtuală pare mult mai fericită, să zic, sau mai plină decât cea reală. Și aici apar discrepanțele care duc la nefericire. Într-adevăr, pentru că în spatele acestei cortine noi putem să alegem ceea ce expunem. Și normal că foarte puțin expun ceea ce este negativ, ceea ce este disfuncțional în viața lor, ceea ce nu este performant, da? Și atunci, văzând că ceilalți pot să-și conducă viața spre standarde calitative înalte, apare sentimentul de îndoială față de propria ta viață, dacă nu ai o stare de sănătate mentală în echilibru. Practic, încă un tur de presiune pentru un organism foarte obosit, pentru că oricum în ziua de azi e foarte mare stresul și la muncă și în viața socială și acasă, în familie. Absolut tot pare a fi mult mai stresant decât în alte vremuri. Da, într-adevăr, într-adevăr. Se spune că nu există podium fără înfrângeri și că trebuie să fim pregătiți pentru orice ne este dat să trăim. Însă, fiind expuși la mai multe cerințe, este posibil să nu ne putem focaliza pe ceea ce este important și cu adevărat esențial pentru viața noastră. Suntem și foarte competitivi. Da, suntem, într-adevăr, suntem. E important și să recunoaștem lucrurile care ne fac fericiți, pentru că probabil că fericirea este altceva pentru fiecare dintre noi și asta trebuie diseminat cumva. Fericirea nu este o opera întâmplării. Fericirea vine din exercițiu, vine din antrenament. Este foarte important să identifici ce anume te face pe tine fericit și apoi să setezi ca și obiectiv principal organizarea scopurilor acțiunilor tale spre acea fericire. Știu că fericirea a fost pentru mulți catalogată ca o nebunie inventată de psihologi, însă e important să credem în această măreție sentimentală. Foarte greu totuși de atins, mai ales că și presiunea socială e foarte mare. Uite, mă gândeam acum că înainte, ca exemplu, erau uniformele, da? Copiii noștri mergeau la școală îmbrăcați în uniforme. Acum, neexistând uniformele, deja societatea a impus prin standardele de viață diferite anumite rigori, da? Și este foarte complicat atât pentru copii care nu-și permit să se îmbrace ca și colegilor, dar și pentru părinți care nu-și permit la rândul lor să-și îmbrace copiii ca pe colegi. E complicat din toate punctele de vedere. Este foarte bine punctat și, într-adevăr, cred că majoritatea ne confruntăm cu astfel de probleme. Însă, atunci când tu știi foarte bine să alegi ceea ce ție ți este suficient și nu te compari cu celălalt și îți înveți și propriul copil să găsească măreția bucuriei în lucruri simple, nu în etichete, nu în lucruri prefabricate, și să învățăm că nu lucrurile ne dau valoare nouă și noi dăm valoare lucrurilor, atunci putem să gestionăm mult mai bine situațiile prezente și prezentate. Terapia de cuplu. Aș vrea să discutăm puțin și despre ea, pentru că este foarte importantă și la Târgu Jiu, în România, în general, nu prea se merge pe această idee, dar este atât de necesară. Nu numai că este necesară, cât și ajută la edificarea situației prezente ambii parteneri.
Atunci când doar unul dintre partenerii unei relații vine în terapie, este clar că el evoluează, el își face o clarificare, își face o cantificare a situației pe care, de care el dispune, iar partenerul său rămâne în acea circularitate și e foarte important ca ambii parteneri să ajungă în analiza terapeutică și în procesul de vindecare. Mă gândesc că e și foarte greu să accepti anumite lucruri pe care ți le spune psihologul, pentru că s-ar putea să doară. De obicei, psihologul nu spune. Psihologul îți dă posibilitatea ca tu să analizezi traseul pe care îl faci. Psihologul este doar o călăuză care îți luminează traseul pe care mergi, tu individual sau împreună cu partenerul tău. Tu ai niște conștientizări prin verbalizare, ai niște noi viziuni pe care le construiești prin aprofundare, da? Prin introspecție. Și văzând, raportându-te la ceea ce îți expune partenerul tău într-un alt mediu, într-un mediu unde nu există ostilitate, unde nu există reproși, unde îndemnăm la toleranță și adaptabilitate. Și confort. Și confort psihic, da. Conflictul dintre generații, vorbeam mai devreme despre el, e iarăși un subiect foarte important, atât cu privire la copiii noștri, mă refer la cel din generația noastră, cât și în urmă cu o generație. Sunt foarte multe traume care pleacă din copilărie și care își pun amprenta asupra copiilor, respectiv nepoților. Da, într-adevăr, fiecare avem propria construcție pe care am dobândit-o în copilărie, atât străbunica, atât bunica, atât tatăl, mama, bunicul, străbunica, toți transgenerațional avem în noi un copil. Și e normal să venim cu niște lucruri care ar fi putut fi finisate la un moment dat, dar nu au fost făcute. Dar noi, în civilizația actuală, avem posibilitatea să cicatrizăm acele traume și acele răni și să nu emitem pretenții de schimbare a trecutului, ci să activăm forța interioară din prezent. Sună foarte complicat, mai ales pentru o țară ca România. Mie așa mi se pare. Sună într-adevăr complicat, dar atunci când te lași dus în această vastă, mare psihologică prin procesul terapeutic, nu mai pare atât de mare oceanul. Mie mi se pare foarte mare diferența între mentalitatea românilor în general și mentalitatea altor popoare. Suntem foarte diferiți, suntem ani lumină. Da, într-adevăr, se pare că alte popoare au avut un acces mai mare la informație. Noi venim și cu un decalaj, da, din istoricul nostru, dar asta nu înseamnă că nu putem recupera. Alte popoare, de exemplu, le spun și pacienților mei în cabinet, practică foarte mult meditația, focusul. Și mă uit că noi încă nu avem adresabilitate spre limpezirea gândurilor, da? Spre eliminarea acestui rezidu sau balastru emoțional sau mental. Și de multe ori eu recomand pacienților mei rugăciunea clasică. Minunat! Chiar important acest lucru, să te cunoști mai bine pe tine, să te rogi pentru tine, să-ți dai seama ce contează ca să fii fericit. Da, și să observi cam pentru ce te rogi și ce ceri de la Universul Suprem. Sunt foarte multe lucruri pe care aș vrea să le discutăm, dar poate în niște emisiuni viitoare, pentru că e
mult de discutat pe fiecare subiect. Cred că oamenii ar fi puțin mai deschiși dacă ar cunoaște mai bine activitatea psihologilor și dacă nu s-ar mai teme de necunoscut în general. Că asta este ideea. Oamenii trebuie să știe că și psihologii sunt oameni, nu sunt roboți. După cum ai văzut, sunt un om sensibil și mi-a fost foarte greu să mă adaptez în fața unei camere și prețuiesc foarte mult acest interviu. Și e normal ca și pentru mine, ca specialist, să am emoții, să îmi procesez foarte greu acest control. Deci ca la fiecare dintre noi, că până la urmă emoțiile sunt pentru fiecare. Suntem oameni, la bază suntem oameni toți. Plecăm pe picior de egalitate, dar să nu uităm să fim fericiți. Este obiectivul suprem în viziunea mea, fericirea. Doamne ajută, multă fericire așadar. Să fie pentru toată lumea, mulțumesc. Mulțumim și noi, doamnelor și domnilor. Nu pot să închei decât cu chestia asta. Să fiți fericiți. O seară bună, la revedere.